Bună ziua și bine ați venit în atelierul lui Daniel. Ce facem astăzi? Facem un unboxing. De ce unboxing? Pentru că nu puteți zice despachetare, că nu suntem moderni. Adică n-ai zis unboxing, n-ai zis, ați văzut și aia fac unboxing de mici, unboxing de ceafă. Na, facem și noi unboxing. Și pentru că eu sunt ardelean, facem unboxing de brișcă. Căci că așa se zice la noi în Ardeal. Brișcă, un briceag pe care l-am luat de la Lidl din România, dar tot german. Deci astăzi facem, am pus așa un potpuriu de șmecherii. Suntem internaționali. Bun, am fost astăzi la Lidl și am luat un briceag. E la promoție, era să zic, dar ei n-au promoție, ei au săptămâna de ieșeală, cred că era, adică de cu coaorturi, cu șmecherii din astea și aveau și briceaguri. M-am uitat la ele și mi-a plăcut doar unul. Mă mai gândeam să mai iau încă unul, dar era cam mare. Nici bine, nici ăsta nu sigur că îmi place. Dar am zis că hai să iau și eu să văd cam cum se comportă un briceag din ăsta de la Lidl. Bun, deci scrie pe el în românește frumos, adică pocket knife. Bă, cine nu știe ce e pocket knife, aia e. Și ideal for hiking and camping, adică ideal pentru excursie și camping. Marca Crivit, rost fry, adică din inox, mânerul din lemn de... chiar pare nuc. Culoarea e... pare nuc. Mai vedem când îl desfacem, are și o husă în care poți să-l porți. Pe spate scrie cuțit de buzunar. Stați să-l aduc mai departe, așa, ideal pentru drumeții, camping și timp liber, lamă de inox, lamă stabilă și închidere de siguranță, mâner stabil din lemn și margine de aluminiu, include curea, geantă din poliester, se ține la distanță de copii, pericol de rănire, așa, chestii astea deschide, bun, aici pe jos, numai, cam atât, sturdy blade, adică lamă solidă, bun, să-l desfacem. Folosim opinelul să-i blocăm lama. A mea încă merge destul de greu, că e nou, nu prea l-am folosit. Ar fi bine să nu mă tai. Așa că să încerc să țin la distanță degetele de cuțit. Dacă nu reușim cu cuțitul, reușim cu forța. Îl rupem. Bun, cutia, asta zi, ambalajul nu mai avem nevoie de el. Chestia asta în care îl pot ține. Înăuntru în ea era tare, văzusem că e tare. Are un manual. Și cam atâta. Stai să vedem înainte să ne uităm la briceag cum intră. Stă bine, se poate agăța la curea și îl poți purta la curea. Cine folosește așa ceva? Eu nu folosesc. Cam joacă în el pentru că ăsta era cel mai mic din gamă. Aveau 4 în gamă. Și cred că cutia cumva, asta e universală, un manual de tot felul. Stați să văd dacă zice ceva interesant. Nu zice. Ce de buzunar, așa, vă felicităm, bla bla. Astea le citiți voi când aveți chef. Bun. Nu se deschide dacă tragi de el. Are siguranță aici în spate, se spasă în spate. Are o chestie aici așa sus care, acum am văzut-o la magazin, n-am văzut-o. Nu-mi place foarte mult, dar aia e. Ca și tăiș. Hai să-l măsurăm întâi și pe aceea vedem tăișul, de am și adus asta aici. La lungime este aproape cât opinelul. E dat cu ceva ulei. Da, pe el scrie Crivit și pe spate scrie OWM HG, nu știu ce, mă gândeam că poate scrie materialul. Nu scrie. Bun, hai să vedem cât e de lung. Are 17 cm jumate cu totul și lama de 7 cm jumate. Să vedem închis cât e. Tot așa la închidere are sistemul ăsta de siguranță aici. Se apasă în spate. Așa. Ăsta închisul era, v-am spus, cel mai mic din gamă. 10 cm închis. Și vreo 17 deschis. Bun. Să luăm o revistă, să vedem cum se mișcă. Uite că s-a nimerit chiar revista de la Lidl.
Mai mă gândeam că o să-mi iau și cu ăsta țeapă, cum mi-am luat țeapă cu mora. Apropo, dacă n-ați văzut cum mi-am luat țeapă cu cuțitul de la mora, căutați filmele mele și o să vedeți acolo. Nu taie foarte, foarte. E așa, așa, așa. Nu taie rău, dar e așa, așa, așa. Nu e foarte ascuțit. Hai să vedem pe niște cartoane cum se comportă. Da. Taie cât de cât. Haideți să vedem un pic și pe sfoară, dacă o taie. Așa, ăsta este cărpătorul dog-ul meu, cum vreți, din ăla. Așa. Destul de greu. Nu e foarte ascuțit, bine, și la mai groasă. Stai să vedem opinelul cum se mișcă. A tăiat mai bine opinelul. Da, lama e mai groasă decât lama de la opinel. Are vreo 2 mm jumate, cred că. Da, 2 mm. Mă gândesc acum dacă... Haideți să vedem dacă îl tragem un pic pe strop. Dacă se mai îmbunătățește tăietura. O să folosesc întâi primul strop cu ceară de la Carbochim de 320. Apropo, o să fac jos de ceară de la Carbochim de 1000 oxid de crom, cea mai fină a lor. Vă cum se mișcă. Auziți cum se mișcă? Uie, chiar are un pic de joc. Un pic de joc, da. Dar bine, la 20 de lei nici nu-i cer foarte mult, că na. La 20 de lei cu tot cu husa și cu tot... O fi scumbate. Da, și nici nu cred că am din ce să strâng. Bun, să vedem acum. Da, s-a îmbunătățit un pic. Acum dăm pe stropul cu ceară albă. Da, nu s-a îmbunătățit foarte mult. Hai să încercăm altceva. Îl dăm cu niște marker. Să văd că mi se pare că unghiul e foarte, foarte mare și nu sunt sigur că stropuiesc unde trebuie. Ba da, s-a dus. Era bun unghiul. Nu chiar. Da. S-o cam dus din ceară. Să vedem și pe ăsta altul. Eu n-am monoclu la mine, să mă uit un pic să văd cum e tăișul, dar tăișul pare ascuțit la undeva, la o, cu o piatră de 500-1000. Bine, piatră, s-ar putea să fi fost ascuțit pe mașina automată din aia cu șmirgă. Deci, spre vârf, văd că mai am ceară marker. Bun, s-a mai dus din marker, să vedem acum. Da. Acum e mult mai bine. Tăiești partea de sus.
Deci, eu când am un cuțit care nu mai taie așa bine și totuși nu vreau să mă apuc să-l ascund la el, îl trag un pic pe strop. 5-10 minute nu mai scot pietrele, nu mai scot alea, ci doar un pic pe strop. Și îl fac să taie relativ bine, adică nu vă așteptați la multe chestii din strop, dar asta e și ca și întreținere de zi, zi cu zi, adică day to day maintenance. Bine, nu o facem fiecare zi, dar poate o dată pe săptămână sau așa, când nu mai taie cuțitul, îl tragi un pic pe strop și el își revine. Dacă e materialul bun, te ține mult și bine. Și ascuțirea o faci mai rar. Dacă e materialul un pic mai moale, la un moment dat stropul nu o să-l mai scoată, sau na, poate va trebui să te chinuiești câte o oră ca să-l scoată cât de cât stropul. Da, acum taie mai bine. Mai agață în câte un loc, dar față de ce era în cutie, taie mai bine. Părul îl agață cât de cât, dar nu foarte tare. Nu, bun. Cam atâta pentru astăzi. Unul mai scurtulesc de data asta ca să nu vă plictisesc. Briceag crivit de la Lidl. E ok, adică na, v-am spus, la 20 de lei nu prea pot să cer multe de la el. Ăsta cred că a fost vreo 40. Mi se pare ok pentru... Merge. Și opinelul merge la ieșiri, la iarbă verde, la pădure, doar că ăsta e un pic mai finuț la lamă, nu e așa groasă. Dacă ai ceva de forțat în ea, asta se vede, dacă se vede. Așa. E aproape dublă lama la asta de la Lidl. Dacă ai ceva de forțat în vreo creangă de copac sau ceva, ăsta de la Lidl ar trebui să se descurce mai bine. Pe de altă parte, ăsta de la Opinel are lama mai lungă. Poți tăia mai ușor cu el, dar până la urmă depinde și de preferințe, depinde și ce faci cu el. Dacă ai nevoie de un briciac la pădure, eu zic că ăsta e ok. Bine, ăsta. Sunt, după cum v-am spus, sunt patru modele. Vă puteți alege. Bun, cam atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut. Mulțumesc pentru vizionare. Să nu uitați de cele patru. Subscribe, like, comment, share. Oricare dintre ele m-ar ajuta să cresc canalul. Și nu uitați și de tombolă. Am o tombolă. Căutați pe canalul meu. Am o tombolă cu ceva obiecte pe care le fac eu. E foarte simplu să vă înscrieți. Doar participați, share, like. Și vă înscriu la concurs. Când o să am 1000 de abonați, o să fac o tragere la sorți și o să dau ce scot acolo la tombolă. Bun, cam atât pentru astăzi. Mulțumesc și vă aștept data viitoare. Thank you.